Există o zicală că îi vai de copiii care ne ascultă de părinți. Eu am experimentat și viceversa. Vai de părinții care ne ascultă de copii. În ce context? În urmă cu mai mult timp, pe Rafa și Filip i-au apucat nostalgie, eram acasă și dintr-o dată, nu știu de unde, cum și-au adus ei aminte, au zis, tati, vrem să ne duci la mesă, nu fac reclamă, dar vă citesc ce mi-au spus ei. Vreau să ne duci la meso pentru că vrem clătitele ale uriașe. Și am zis, bă, vedeți-vă de treabă, e ok, aveți mâncare acasă. După jumate de oră, tatei, te rog, du-ne la meso. A început să-mi spună că dacă nu-i duc la meso, dacă nu le cumpăr clătitele alea care să nu fac, sper, glicemia la unul să cadă pe aici, dar zis, dacă nu ne duci, nu ne facem temele. Băi, trebuie să faceți temele. Tati, nu putem dacă nu ne dai ceva dulce. Nu ne putem concentra. Și au argumente, credeți-mă. Și atunci, la un moment dat, am răbufnit și am zis, ok, hai că vă duc, dacă ăsta e principiul, vai de părinții care ne ascultă de copii, hai să-l împlinim. I-am dus la Lotus, acolo am urcat pe scară. Bun, de care vreți? Eu vreau cu dulceață, din aia eu vreau cu fineti. Bun, așezați-vă. Când vine? Vai, ador, abia aștept. Când le-am așezat cele două porții de clătite uriașe, acum unii o să crească vânzări la Mesopotamia, după asta o să vedeți, o să fie explozie. N-am niciun procent, să știți. Nu e reclamă ascunsă, nu e plasare de produs, nu are nimic de face cu asta. Dar țin minte când le-am adus farfurile cu cele două clătite, mă rog, semi-uriașe, le-am adus acolo, le-am pus pe masă, să vezi pe ăștia bucuroși. Vai, delicios! Acum, la un moment dat, unul din ei a zis, tati, ești cel mai minunat tată din lume. Nu a zis, dar eu așa am crezut că o să zic. Mi s-a părut că o zis, dar nu știu dacă chiar o zis. Bucuroși, fericiți ai noștri. Păi mâncau fain, mă uitam, le, tată fericit, copii fericiți, știți? Și la un moment dat apare unul cu un Piatto Doner kebab și se pune, e tamal lângă noi. Aveți, poți să stau aici, poți să stai. Eram a noi trei, mereu un loc, era aglomerați. Și când a venit ăla și vă mai zic, curcanul. Dintr-o dată, Filip cu Rafa a făcut așa. Tati, vrem și noi. Bă, stați cu minți. Tati, e ok, ați mâncat prea mult. Tati, vrem Piatto. N-are rost să vă spun, am încercat pe sub masă să le atrag atenția că trebuie să plecăm. Nu puteam, pentru că era omul acolo, ne zâmbea și eu încercam să prind un picior pe care să calc, semnal să prind pe cineva. N-am reușit și o tras picioarele, știau strategia mea. Și în cele din urmă n-am avut ce face, o trebuie să îndrămâiesc bine toți banii și m-am dus și am cedat șantajului. Dar mi-am dat seama, știți, din experiența asta și cu ei, că de fapt, dragii mei, nici noi oamenii maturi nu suntem foarte diferiți de ei. Vă spun de ce. Ne dorim uneori foarte multe lucruri și faci, vrei și abia aștept, bă, dacă o mașină, dacă un laptop, dacă tabletă, dacă vacanță, dacă nu știu ce, dacă ajung acolo, dacă... Și din momentul în care le ai, momentul în care le primești, momentul în care cumva te bucuri de ele, dintr-o dată vei vedea ceva ce ți-ar place parcă mai mult. Dintr-o dată ce ai în fața ta nu e așa de fain și te vei uita dincolo și când te uiți dincolo vei vedea, wow, dar uite ăla ce are. Și dintr-o dată o să trăiești acel sentiment de frustrare și de nemulțumire. Pentru că, dragii mei, e atât de ușor, vreau să vă spun, să devenim în viață nemulțumiți de ceea ce primim. Și foarte ușor, eu, dacă vreți, eu, un flagel ăsta al nemulțumirii. Noi suntem, dacă vă uitați cu atenție, foarte nemulțumiți de regulă de ce primim în viață. Sunt trei surse ale nemulțumirii. Suntem nemulțumiți de ceea ce primim, suntem nemulțumiți de atenția pe care o primim, vrem mai multă atenție, poate uneori de laude, de aprecieri, de beneficii, de prime, de salarii, de nu știu ce, vrem întotdeauna mai mult. Și pentru că nu primim și pentru că noi considerăm că merităm mai mult, ajungem să fim nemulțumiți. O altă arie din care vine nemulțumirea în viața noastră, dragii mei, este nemulțumirea legată, dacă vreți, de statut. De ce primim? Nu pe aia. Suntem nemulțumiți de ceea ce suntem.
Adică ne considerăm cumva nedreptățiți. Sunt unii soți prigoniți în familie și sunt nemulțumiți de statutul pe care, mă rog, ei și l-au așezat. Cum îți așterni așa, Domnul spune Biblia. Dacă n-ai negociat bine termeni de la început, vei duce până la capăt, Domnul să-ți ajute. Pentru că vei avea întotdeauna bărbatul ultimul cuvânt, da, draga mea. Vei avea ultimul cuvânt în familie. Dacă te-ai așezat în felul acesta, nemulțumiți de ceea ce suntem, fie în familie, fie în societate, fie la locul de muncă, vei considera că meriți locul mai bun, că tu ar trebui să fii șeful, că tu ar trebui să fii directorul, că l-ai pus pe pile, că l-ai incompetent și întotdeauna vei privi la alții și vei spune, locul meu nu e aici, locul meu este acolo. Și vei avea această frustrare, uneori pe care o transpui și în biserică. Vei considera că locul tău în biserică nu e suficient, că nu e suficient de mult apreciat, că ar trebui să fii într-un alt loc mult mai vizibil, să fii mult. Și vedeți, vine nemulțumirea asta, dragii mei, în valul ca și COVID-ul. Ești nemulțumit de ceea ce ai, nemulțumit de ceea ce ești mai apoi. Și dragii mei, suntem nemulțumiți și de ceea ce primim uneori în viață. De lucrurile acestea, vedeți, vin peste viața noastră, sunt atâtea zone din care nemulțumirea vine în viața noastră. Există un autor pe nume Jerry Bridge care a scris o carte foarte faină pe care e posibil pe viitor și noi să o parcurgem în biserică, în ideea subtitlului pe care îl are și a punctelor pe care le marchează cartea aceasta, el vorbește despre păcate respectabile. Există niște păcate, dragii mei, care ne-am avut păcatele capitale aici în biserică și tot timp, nu ucide, nu invidia, mânia, tot. Ok, sunt păcate. Dar fiți atenți, omul acesta povestește că există niște păcate și zice, trebuie confruntate de către pocăiți, de către orice om, păcate pe care noi le tolerăm, pe care nu le considerăm neapărat păcate, gen frustrare. Nu te-ai gândit vreodată că a fi frustrat e păcat. Sau probabil nerecunoștința, sau mândria, sau nerăbdarea, sau prejudecata, sau invidia. Și spune el, în loc de cinste, în clasamentul păcatelor respectabile, este și nemulțumirea. Pentru că, ascultați-mă, nu ni se pare grav că suntem nemulțumiți. Nu ni se pare că e ceva atât de grav să fim nemulțumiți. Și totuși, în ochii lui Dumnezeu, acest păcat, dragii mei, este un păcat grav. Este un păcat grav, pentru că, dragii mei, nemulțumirea, vreau să stabilim din capul locului, nemulțumirea, dragii mei, este păcat. Este starea de spirit ce caracterizează, poate una dintre vințe frumoase care le-am găsit, o persoană. E dacă vrei, starea de spirit ce caracterizează o persoană ale cărui dorințe, ale cărui planuri, ale cărui pofte nu s-au realizat. E o atitudine, dacă vreți, spunea un om al lui Dumnezeu, sub influența diavolului. Ascultă-mă, orice stare de nemulțumire este de fapt o stare în care tu ești condus și ești influențat nu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci de diavolul. De aceea, dragii mei, problema noastră este că suntem prea obișnuiți să detectăm pe radarul conștiinței noastre păcatul ăsta ca fiind un păcat grav. Ni se pare ceva acceptabil, mă, toată lumea nemulțumită. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu însă, lucrurile nu stau la fel. De foarte multe ori avem atitudini, credeți-mă, anormale, pe care inclusiv înaintea lui Dumnezeu le socotim normale. Vă duceți aminte ce îi spune Dumnezeu lui Iona la un moment dat? Zice, bă, dar bine faci tu, bă, tu ești proroc, dar bine faci tu că te mâni. Și ce spune Iona? Da, bine fac. Și cui zice asta? Nu îi zice soției, ci îi spune lui Dumnezeu. Pentru că avem uneori, dragii mei, tendința aceasta, ascultați-mă, să normalizăm ceea ce este anormal, să justificăm ceea ce nu se justifică înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, nemulțumirea, cu atât mai mult spun asta, este un păcat grav, pentru că dacă vă uitați în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetele 1 la 2, este un păcat care va fi prezent din plin, dacă vreți, în viața oamenilor din zilele de pe urmă. Să știți, spune acolo Pavel, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce vor fi vremuri grele? Nu pentru că va cădea bursa, nu pentru că economia o să cadă, nu pentru din cauza încălzirii globale, nu pentru că se vor topi ghețare din Antarctica, ci pentru că oamenii, asta e problema, de asta vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți și printre altele spune acolo nemulțumitori. Și acest păcat, dragii mei, pe care îl tolerăm, pe care ne-l justificăm de foarte multe ori, este un păcat grav în ochii lui Dumnezeu. Vreau să înțelegi cât de grav este păcatul acesta al nemulțumirii. Dragii mei, știți ce este din fond nemulțumirea? Nemulțumirea este o ofensă adusă directă lui Dumnezeu.
Tu înțelegi și vreau să înțeleg și eu în această dimineață că nu mă exclud, nu vorbesc eu pe o poziție de superioritate vreunul dintre voi în seara aceasta. Nemulțumirea, știți ce este? Este o ofensă directă adusă lui Dumnezeu. Când tu ca pocăit, când tu ca om care îi spui că îl iubești pe Domnul, tu care vii și cânți împreună cu mine, tu care reciți împreună cu mine, noi care spunem Domnul e bun oricând, dar ești plin de nemulțumire și ți-o exprim în toate modurile posibile. Ascultă-mă, nemulțumirea în viața unui credincios este de fapt o ofensă adusă direct lui Dumnezeu, îl jignești pe Dumnezeu, știi de ce? Pentru că momentul în care ești nemulțumit, practic, este o manifestare a ta de neîncredere în Dumnezeu. Când nu ești mulțumit, de fapt, îți exprimi prin nemulțumirea aceea neîncrederea în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu prea crezi. Da, bun e Domnul cu Israel, dar totuși vrea să mi se clatine piciorul. Mai mult de atât, dragii mei, este o ofensă adusă de regulă lui Dumnezeu, știți de ce? Pentru că ne plângem practic de planurile pe care Dumnezeu le are cu noi. Doamne, era totuși parcă o variantă mai bună decât cea pe care Tu ai pus-o în viața mea. Mai mult de atât, susțin, dragii mei, că nemulțumirea este o ofensă adusă lui Dumnezeu, pentru că practic prin nemulțumirea noastră, ascultați-mă, noi știți ce îi spunem lui Dumnezeu, nu direct, ci indirect, îi spunem, Doamne, Tu faci ceva greșit. Undeva Tu nu faci bine. Și noi avem impresia că știm mai bine decât Dumnezeu și prin asta îl ofensează pe Dumnezeu. Dar mai mult de atât, dragii mei, și de ce îl ofensăm pe Dumnezeu? Pentru că îl necinstim în fața lumii pe Dumnezeu. Când tu îți exprimi nemulțumirile, când tu îți exprimi frustrările acestea și mai mult de atât, poate o faci de față cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știi ce transmiți prin alte lucruri? Prin alte lucruri, dragii mei, tu transmiți că Dumnezeu nu poate, că Dumnezeu nu știe și că ceva nu face Dumnezeu bine. Îl necinstești pe Dumnezeu în fața oamenilor. Și de ce vă spun lucrurile acestea toate? Pentru că dacă ar fi o persoană, dacă ar fi să luăm o persoană, dragii mei, chiar din Scriptură, care ar avea toate motivele din lumea asta să fie nemulțumită, ăla ar fi fost Pavel. Deci dacă ar fi fost un om pe care aș pune pe un piedestal și spun, bă, ăsta chiar a avut motive să se plângă. Noi știm câte greutăți are Pavel. Noi știm prin ce a trecut omul acesta în momentul în care îl cunoaște pe Hristos. Și cu toate acestea, dragii mei, vă rog să vă uitați la Pavel. De ce spun că omul ăsta, omenește vorbind, ar fi fost justificat 100% să fie nemulțumit? Gândiți-vă numai la comparațiile acestea. Să ai studii de teologie. Și nu orice studie de teologie, să fii un om învățat, să fii citit, să fii devorat biblioteci întregi, să fii absolvit la școala lui Gamaliel și cu toate acestea, absolvent de teologie, doctor în teologie, mare orator, să ai poziție în Sanhedrin și să ajungi mai apoi să faci corturi. Pavel putea să fie foarte nemulțumit de traiectoria profesională a vieții lui. De la mare teolog la mare făuritor de corturi. Să construiești corturi efectiv în Corint, am muncit făcând corturi. Mai mult de atât, să predici Evanghelia, să predici adevărul lui Dumnezeu, pentru că Pavel asta a făcut, să te duci la oameni care trăiesc în minciună, să le predici adevărul și oamenii să te numească nebun. Baia din Atena să te numească, știi, ești un palavragiu. Lasă-ne cu astea. Avea toate motivele omenești, vorbind ca Pavel să fie nemulțumit. Mai mult de atât, să crești oameni spirituali, să moșești, efectiv să crești niște oameni, să-i formezi. Să te implici în viața lor, să te rogi pentru ei, să plângi cu ei, să te rogi și să-i crești în cuvântul lui Dumnezeu, să-i formezi niște slujitori care mai apoi, uitați-vă, în Corint ajung să-l conteste pe Pavel. Dar cine ești tu, mă? Dar lasă-mă că noi suntem al lui Pavel, noi suntem al lui Chifa, al lui fiecare cu lui. Tu cine ești? Pe Pavel ajung oamenii să-l conteste. Avea motive să fie nemulțumit. Putea să cânte supărat, sunt Doamne supărat. Și n-o face. Mai mult de atât, dragii mei, gândiți-vă, când ai nevoie de frați, cel mai mult, ai nevoie odată de frați, toți te părăsesc, la tribunal. Avea Pavel motive să fie nemulțumit 100% din punct de vedere omenește și cu toate acestea, paradoxul lui Pavel, știți care este? Că zice, știți ceva, fraților, fac corturi, mă numesc alții nebun, alții palavragiu, însă alții care mă contestă, unii m-au părăsit, majoritatea m-au părăsit, dar știți ceva? M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care sunt. Acum, dacă Pavel era undeva într-un resort de 5 stele la Antalya, pe malul mării să-și trateze reumatismul, mai ziceam și eu că, bă, poți să zici că m-am deprins să fiu mulțumit cu hotelul în care sunt. Numai că Apostolul Pavel scrie Filipeni, cartea Filipeni, uitați-vă de unde. Filipeni, capitolul 1, versetele 12 la 13. Vreau să știți, fraților, să vedeți în ce resort de lux a scris Pavel epistola asta. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni, aiurea spune,
Toți știu că sunt pus în ce? Într-un resort de 5 stele cu centru spa. În lanțuri. Din pricina lui Iisus Hristos. De unde scrie Pavel epistola asta? În temniță. Cum poți să spui sunt bogat? Cum poți să spui că ești mulțumit cu starea în care ești dintr-o pușcărie? De-aia, în această seară, dragii mei, vreau să învățăm, probabil am numit-o eu cea mai grea deprindere. Pentru că cea mai grea deprindere în viață, dragii mei, este aceea de a fi mulțumit. Știți, aud întotdeauna wish list-ul pe anul viitor, aș vrea să fiu mai recunoscător și tot timpul rămâne la capitolul aș vrea. Îmi doresc, îmi propun, dar nu prea se realizează. În această zi, dragii mei, vedem în fața noastră un om care s-a deprins să fie mulțumit. Ce înseamnă deprindere? Să te obișnuiești să faci ceva. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune că mulțumirea nu e ceva ce cade din cer. Doamne, te rog, fă să cadă sub formă de revelație peste mine, în viața mea, în mintea mea, în duhul meu, mulțumirea. Și dintr-o dată ți-a încărcat Dumnezeu bateriile, ți-a băgat mulțumire în tine și numai mulțumire și cântece de osanale. Nu. Mulțumirea, dragii mei, nu-i ceva natural. Mulțumirea nu-i ceva ce se întâmplă așa ca un eveniment. Mulțumirea, dragii mei, este un proces. Mulțumirea, dragii mei, este ceva ce trebuie învățat, practicat, impus, deprins. E de muncă, fraților. Știu, la Pentecostal, nu, că ne place Duhul Sfânt să le facă toate, dar trebuie să mai facem și noi câte ceva. Și unul dintre lucrurile pe care va trebui să le facem, în modul cel mai serios, dacă vrem ca viața noastră să se schimbe, atitudinea noastră, lucrarea noastră, slujirea noastră, familiile noastre, fața bisericii, mărturia noastră în societate, va trebui, dragii mei, să ne deprindem să fim mulțumiți. Cea mai grea deprindere. Ei, ca să ajungem să fim mulțumiți, va trebui să înțelegem astăzi câteva principii. Primul din ele, fă diferența dintre nevoie și moftă. Dacă vrei să fii mulțumit, știți de ce? De foarte multe ori noi ajungem la frustrare, pentru că noi amestecăm lucrurile și Dumnezeu vrea în această seară să le separăm puțin. Pentru că, dragii mei, noi băgăm ca într-o balastieră din aia, le amestecăm la oaltă, știți ce? Și nevoile și mofturile. Și Dumnezeu spune, numai puțin. Și de ce ești frustrat? Pentru că tu nu faci diferența dintre nevoie și moft. Dintre nevoi și fițe, dacă vreți. Apostolul Pavel, uitați-vă, vorbește în versetul 11. Nu zic lucrul acesta având în vedere ce? Nevoile mele. Mai mult de atât, dragii mei, Apostolul Pavel vorbește într-un alt verset tot de aici, versetul 16, zice că jmați, mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva, pentru ce? Pentru nevoile mele. Apostolul Pavel, dragii mei, se referă la nevoi, nu la mofturi, nu la dorințe care nu au nicio treabă de a face cu nevoile. Acum, când vine vorba, dragii mei, de nevoi, ce înseamnă biblic nevoile unui om? Din punct de vedere scriptural, care sunt nevoile unui om? Le vedem foarte clar, dragii mei, trasate în Matei, capitolul 6, versetul 31, unde cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele lucruri și vă rog să urmăriți textul ăsta împreună cu mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Astea sunt nevoile fundamentale, existențiale ale unui om. Repetate în 1 Timotei capitolul 6 cu 8, că zice Pavel, dacă avem cu ce să ne hrănim și dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, e suficient. Pentru că acestea, dragii mei, sunt nevoile din perspectiva lui Dumnezeu. Noi, marea problemă, dragii mei, este că noi facem confuzie între nevoi și mofturi. Dar Dumnezeu, în mod clar, dragii mei, trasează aici în Biblie nevoile. Mai mult de atât, dragii mei, Dumnezeu ne prezintă niște priorități când vine vorba despre nevoi. Și spune Matei capitolul 6, de data asta cu versetul 33, următorul lucru. Căutați mai întâi de toate ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate, unii au înțeles celelalte. Și BMW-ul, și Ferrari, și Lamborghini, și vila cu 5 dormitoare. Nu. Și toate care... acestea, adică alea de un verset mai sus. Când vei căuta împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să-ți poarte de grijă, să ai cu ce să te îmbraci și să ai ce să mănânci. Acesta, dragii mei, este principiul Scripturii. Dar mai mult de atât, dragii mei, Dumnezeu ne face o promisiune. Și toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra. Dumnezeu ți le dă când tu cauți împărăția. Dumnezeu se angajează să binecuvânteze nevoile tale. Și Dumnezeu ne mai asigură, dragii mei, de un lucru. În Matei, capitolul 5, cu versetul 8, spune acolo, Tatăl vostru știe ce aveți trebuință. Îl dublează, dacă vreți, în Matei 6, cu 32. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. De îmbrăcăminte, de hrană. Dumnezeu știe lucrul acesta. Și Dumnezeu, dragii mei, se îngrijește de noi. De-aia va trebui să facem diferență în această seară între nevoi și mofturi. Dragii mei, principiul la care subscriu din punct de vedere teologic este următorul. Dumnezeu îți împlinește nevoile, fițele, ți le faci tu. Mofturile ți le poți împlini tu, dar Dumnezeu se angajează să-ți împlinească nevoile. Dragii mei, Dumnezeu binecuvântează nevoile, nu mofturile noastre. Asta este, dacă vreți, în acord cu ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, știți ce este? Dumnezeu este un tată responsabil. Se prezintă Dumnezeu în Scriptură de foarte multe ori ca tată și raportul meu cu Dumnezeu și al tău este tată-fiu. Știți ce face un tată responsabil? Nu o să-i dea niciodată fiului său tot ce-i cere. Am văzut zilele acestea un întreg scandal în România. Ați văzut ce înseamnă un părinte iresponsabil care pune în mâna copilului său drogat, îi dă și bani și mai dă și un bolid de nu știu câte o herghelie de cai putere. Ați văzut ce înseamnă să fii un părinte responsabil? Ăla s-a dus drogat și a spulberat un grup de tineri și dintre care doi sunt morți. Veți întreba cine e vinovatul mai mare? Copilul sau tatăl? Am dat o convingere de remei și nu vreau să fiu dur în direcția asta, dar 100% am ferma convingere că cea mai mare vină în privința asta are tatăl. Pentru că un părinte responsabil o să dea copilului tot ce vrea el. Deci cine crede că Dumnezeu, Doamne, te rog să mă binecuvântezi, cu Mercedes clasa S, ultimul răgnet. Da, fiule, o să coboare din cer acum S-ul. Dar unde să-l pun? În curte, acolo lângă garsonieră, că tu stai în garsonieră. Ciudată Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu e un tată responsabil și Dumnezeu face diferența între nevoile noastre și mofturile noastre, dragii mei. Fițele, mofturile ți le faci tu, dar ascultă-mă, Dumnezeu se angajează să-ți binecuvânteze nevoile. Nevoile, dragii mei, fundamentale rămân mereu aceleași. Hrană și îmbrăcăminte, însă fițele se schimbă. Telefonul de ieri nu-i mai ăla de azi, trebuie schimbat, mașina se schimbă, haine, întotdeauna va fi ceva care va trebui mai mult. Însă nevoile principale vor rămâne aceleași. Deci, ca să te deprinzi să fii mulțumit, ca să ajungi ca Pavel, va trebui să faci diferența între nevoi și mofturi. Zice, având în vedere, zice Pavel, nevoile mele mi s-au împlinit, slavă lui Dumnezeu. 2. Nu te mai compara cu alții. Dacă vrei să ajungi la deprinderea aceasta, dacă vrei să dobândești deprinderea de a fi mulțumit, nu te mai compara cu alții. E adevărat că sunt situații în viață când, într-un fel, comparația ajută, pentru că te stimulează. Dacă ești matur, ascultă-mă, dacă ești o persoană matură, poate că uneori comparația te ajută. Când vei vedea oameni care nu au ce ai tu, vei fi recunoscător lui Dumnezeu și vei fi mulțumit când te vei compara în direcția asta. Dar ascultă-mă ce spun. Va trebui să înțelegi un lucru, că trebuie să încetezi cu aceste comparații neraționale. Acum, eu m-am născut în România, cred că și voi restul, nu? Păi ce știe românul să facă? Să plângă de țara lui. Care-i sloganul hashtag reziștilor? Vrem o țară cum? Ca afară. Și eu așa am vrut. Și schimb o lecui Dumnezeu. Unul dintre primele mele ieșiri din țară a fost în Italia. Acolo trebuie să recunosc că mi-a fost bine, că mi-am schimbat gustul în ce privește cafeaua. Măcar aia a fost bine. Când am aterizat, țin minte, la aeroportul din Bologna, un român în Bologna, când am văzut Italia, wow, totul era pentru mine la superlativ. M-au dus frații, țin minte, la Ancona, la biserică, de acolo am predicat, bă, nu mai venea să plec în țară. Vorbeam numai de România, bă, dar țara, bă, dar uite cum merg aici lucrurile. România, fai, mă întorc înapoi, eram în ștei, vă dați seama ce comparație. Mă rog. Înapoi la Oraniu. Și ultima zi, țin minte, am predicat duminică seara, v-am spus, îndrăgostit de Italia, gata, nu mai plec de aici.
Dacă îmi făcea o ofertă, cred că acolo dormeam pe loc. Luni dimineața vine un frate să mă duc la aeroport. Doamne, oameni buni, eu am stat 4 ani în București. Eu mi-am prins proteste, greve din astea, și am trecut cu mașina, țin minte, printr-o piață din Ancona. Erau câteva mii de oameni care protestau. Nu știu pentru ce. Protestau și ei, s-o scumpi cafeaua, cred că zice în genul ăsta. Protestau ăia. Dar oameni buni, cum protestau ăia, eu n-am întâlnit pe nimeni în viața mea. E o bătaie din aia între poliție sau ce erau acolo, carabinieri, nu știu, și protestatari. Eram acolo într-o mașină, într-un Fiat Punto. Și am zis, Doamne, dacă scap de aici, Doamne, dacă mă scap de aici, nu mai cârtesc de România în viac. Dintr-o dată, în Fiatul ăla Punto, am zis, Doamne, ce faină știi. Doamne, ce faină ești! Eu vă spun, bătăi, eu nu am văzut niciodată proteste, erau efectiv lupte de stradă, gaze lacrimogene, erau din aia niște polițiști pe cai, acolo, loveau cu bastoanele, deci a fost, Doamne, dacă ne scap de aici, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Știți, de foarte multe ori, stai aici și bă, ce fain e de acolo. De foarte multe ori, dragii mei, noi comparăm realul cu ipoteticul, cu topicul și nu merge. Și vreau să înțelegi în această zi că un mod de a te deprinde să fii mulțumit este pur și simplu să nu te mai compari cu alții. Pentru că, dragii mei, comparațiile acestea nu te ajută de fel. În schimb, știți de ce? Pentru că marea problema comparației, dragii mei, din viața unui om matur mai ales, este că produce frustrare. Când tu o să te compari pe tine cu altul, când o să compari ce ai tu cu ce are omul ăla, vei ajunge să fii frustrat, vei ajunge să fii nemulțumit. Nu o să te mai mulțumească nimic, o să ajungi să compari veniturile lui cu ale tale, o să compari vacanțele lui. Eu mă duc la Băile 1 Mai, uite ăsta tot pe la Mamaia-i, pe la Halkidiki, pe în Antalya, nu? Tot cu poza aia cu selfie-ul de la Băile Felix. Și normal că o să-ți compari toate lucrurile acestea. O să compar, nu știu, casa ta cu casa lui și alte lucruri. Și lucrurile acestea, dragii mei, produc frustrare în viața ta. Produc o frustrare perpetuă. Dar mai mult de atât, știi ce face comparația când te compari mereu cu alții? Dragii mei, poate să producă o înstrăinare de Dumnezeu. Asaf, în Psalmul 73, dragii mei, e un levit, e un worshipper din asta. Acum el mergea la cortul întâlnirii să cânte. Asta era jobul, era plătit. Și probabil că mergea cu bicicleta, nu știu exact, dar mergea și el cu bicicleta. Și apărea oia cu limuzinele acolo, cu Rolls Royce-urile, cu Bentley-uri, apăreau la templu. Și dintr-o dată zice lui Dumnezeu, Doamne, știi ceva, Tu ești bun cu noi, ce mare ești Tu, Doamne. Știi, ce mare ești, s-a uitat la mașina lui ăla, și ce mare minuni faci. Și eu n-am, eu am bicicletă, l-are Mercedes. Și probabil că erau foarte frustrat omul ăsta pentru că auziți ce zice. Spune în felul următor în Psalmul 73. Totuși, zice, da, e bun Dumnezeu cu Israel, totuși era să mi se îndoaie piciorul. Erau să-mi alunece pașii. Când ce făceam? Știți când era să alunece omul ăsta? Și când era să cadă spiritual? În momentul în care, zice, mă uitam, dar nu oricum, cu jind, adânc, greu, suferind, mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi, pentru că se compară cu ei, se compară cu ei până momentul în care vede sfârșitul de la urma celor răi și spune, Doamne, ok, nu mai vreau nimic, pentru că eu văd ce așteaptă pe ei după, nu mai vreau nimic din ceea ce au aici pe pământ. Pentru că această comparație, dragii mei, produce în viața noastră și scoate la iveală lucruri rele și neziditoare. Mai mult de atât, un al treilea principiu ca să poți să fii mulțumitor lui Dumnezeu, ca să te deprinzi, să te obișnuiești să fii mulțumit. Un al treilea principiu practic, rămâi credincios, indiferent de circumstanțe. Rămâi credincios, indiferent de circumstanțe. Știți ce spune Pavel în versetul 13? Pot totul în cine? Pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește. Dragii mei, circumstanțele se schimbă, dar ascultă-mă, indiferent de circumstanțele din viața noastră, credincioșia noastră, în raport cu Dumnezeu, trebuie să rămână ceva neschimbător. Dragii mei, trebuie să vedem principiul acesta. Mi-a plăcut foarte mult ce spune la un moment dat Warren Warsby. El a zis așa, l-a definit pe Pavel în felul acesta. Vă citez. Pavel a fost și împrumută un termen din lumea asta a construcțiilor. Pavel a fost un termostat. Pavel a fost un termostat, nu termometru.
În loc să aibă urcușuri și coborâșuri spirituale în funcție de felul în care se schimba situația din viața lui, termometru, acum e rece, acum e cald. Pavel, zice el, este un termometru. Este un termostat. Știți de ce? Pentru că el rămâne constant ancorat în Hristos. Și aici în Filipeni, dacă vă uitați, Pavel e în pușcărie. Nu-i jos, nu-i prăbușit la pământ, ba dimpotrivă, este deasupra circumstanțelor. Aici, dragii mei, Pavel nu apare ca o victimă a circumstanțelor, ci apare ca un om care învinge peste orice circumstanțe și spune el, împrejurările în care mă găsesc, culmea, ca un înaintal la lucrarea Evangheliei. Așa lucrează Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, Biblia nu spune, atenție, să fim mulțumiți de probleme, ci Biblia ne spune să fim mulțumiți în probleme. Pentru că Dumnezeu este cu noi, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Am auzit odată mărturia lui Billy Graham, care într-o singură zi a întâlnit doi oameni, total diferiți. Și povestea el de dimineață, m-am întâlnit în ajunul unei campanii de evangelizare mari de la New York, m-am întâlnit cu un om care ne sponsoriza lucrarea de foarte multe ori, cu sume mari și consistente. Și zice, l-am vizitat pe omul acesta în semn de recunoștință, 75 de ani, unul dintre marii miliardari ai Americii. Și spunea Billy Graham, când am plecat de la el de acasă, omul ăsta s-a uitat la mine și mi-a zis cu lacrimi în ochi, frate Billy Graham, sunt cel mai nefericit om din lume. Miliardar și nefericit, cum adică? Și spunea, în aceeași zi am ajuns în casa unui păstor, un pastor unei comunități mici și sărace, din zona de periferie a orașului New York. Și omul ăla mi-a zis când am plecat de la el de acasă, dar fără să-ți fi potrivit ceva, frate Billy, zice, sunt cel mai fericit om din lume să pot să slujesc pe Dumnezeu. Doi oameni, două condiții sociale diferite și cu toate acestea două atitudini diferite. Știți de ce? Pentru că, frați și surori, când ești credincios, indiferent de circumstanțele prin care treci în viață, tu ai o constanță. Dumnezeu să ne-o dea în direcția asta. Și mai există un principiu, dragii mei, pentru noi în această seară, ca să poți să fii mulțumit, ca să poți să te deprinzi să fii mulțumit, puteți să ziceți amin, deși e greu la asta. E greu, așa-i? Caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Caută și folosul tău, folosul altora, nu doar pe al tău. E ultimul punct, vă avertizez. E cald. E greu de ascultat. Dar e ultimul punct. Bucurați-vă și veseliți-vă. Am fost împreună cu un coleg de-al meu pe vremuri în institut. Ne-a trimis în misiunea județul Argeș. Mari misionari, Dorel și cum... Mă rog. Și am fost într-o biserică, țin minte, între programe, lângă Mioveni. Deși eram trecut de Rusal, era sfârșit de iunie, eram în sesiune. La un moment dat, a zis pastorul de la biserică, a zis, frații de la institut ne-au trimis doi băieți, noi aveam alte planuri, ce să facem, trebuie să-i punem și pe ei. Am înțeles ce bine eram primiți. Dar acum zice, 10 minute la dispoziție, că noi mai avem și azi, frate, să pleci, zic colegului meu, bă, zic, du-te, predică tu măcar, că ce facem în 10 minute? Și fac semn el, bun. Și merge colegul, s-a întărătat, ăsta a mustrat duhurile pe acolo, supărat, se duce la amvon, n-o niciodată, era cald în biserică, în jale. Se duce colegul meu, plin, mă, la cum s-a dus plin de râvnă, și da două scaune așa, puf, s-a și speriat aia de la amvon când au apărut el acolo. S-a dus așa la amvon, s-a uitat la ei așa, și-a rotit privirile pline de râvnă, o râvnă sfântă, o mânie, noi sfânțim și mânia, știți, de la Domnul, așa m-am venit. Și a făcut așa, din ții minte, nu o să uit niciodată scena aia. Era în vonul aproape de oameni în față, 5 motive, și s-a speriat una, mai să cadă pe spate. Și a zis, 5 motive, s-a umflat vânele, tot era, 5 motive pentru care învia Hristos. Dar zice, mi-e foarte cald și trec la ultimul. Acum, dragii mei, în seara asta e ultimul, dar sper să fie cu folos. Și acest ultim punct din predica din seara aceasta, dragii mei, este, sper, sugestiv. Caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Zice Pavel în versetul 17, uitați-vă cum, de ce Pavel e mulțumit. Cel determină să fie mulțumitor și să aibă deprinderea aceasta. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, zice, umblu după câștigul care prisosește în folosul cui? În folosul vostru. Pentru că, dragii mei, apostolul Pavel are atitudinea aceasta altruistă. Omul acesta, dragii mei, mai mult decât să se gândească la propriile lui nevoi, se gândește la nevoile oamenilor din lucrarea lui Dumnezeu. Și ca să fii mulțumit, ca să te scape Dumnezeu de frustrare, de nemulțumire, de mereu care nu ești satisfăcut, ascultă-mă, caută, încearcă să aplici principiul acesta că e mai ferice să dai decât să primești.
Înțelege principiul ăsta că e de la Dumnezeu. Caută și folosul altora, nu doar pe al tău. Și în direcția aceasta, dragii mei, pentru că se vorbea într-un fel, cred că și de muncă de dimineață, să punem, vă rog, cei de la media, dacă n-ați leșinat de căldură pe acolo, puneți Efeseni capitolul 4 cu versetul 28. Efeseni capitolul 4 cu versetul 28. Sper că mi-l-a notat bine. Bun. Versetul ăsta nu era încă poporul român. Știți că există orogeneza poporului român. Suntem în spațiul Danubiano-Pontic. Carpatul Danubiano-Pontic s-a format poporul român, nu știm din Traian, din Decebal, dar în fine. Atenție, cu mult timp înainte de asta, să se formeze poporul român, parcă Pavel a avut un cuvânt profetic pentru români. Din toată Evanghelia, parcă Efeseni, din toate Noul Testament, Efeseni ăsta e pentru noi aproape. Ia auziți ce spune Pavel aici. Ce fain ar fi să-l recităm toți mai bine, nu? Cine fura, să nu mai fure. Ci mai degrabă, ce să facă? Să nu mai folosească mâinile, ci să le folosească altfel. Ce să facă? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Frate Dorel, a fost fain până aici, dar concluzia parcă e... Tu știi că noi avem datorii, că și noi avem credite, tu știi că trebuie să ne plătim. Să aibă ce să dea celui lipsit. E Pavel, nu-i doar el. Că poate nu mă crede. Dar Pavel, dragii mei, enunță principiul acesta, știi? Muncește, ok, bine să ai, dar trebuie să înțelegi că trebuie să dai și altora. Și Pavel înțelege, știi ceva, toate lucrurile acestea pe care le fac eu, nu privesc nevoile mele personale neapărat. De fapt, prin ceea ce voi mi-ați dat, eu vreau să împlinesc folosul lucrării lui Dumnezeu. Eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. De aceea, împlinește cuvântul lui Dumnezeu și înțelege că valoarea noastră este determinată, dragii mei, nu de ceea ce avem, ci de ceea ce facem cu ce avem. Dumnezeu să ne ajute la asta. Și hai să închei cu ceva din America, că văd că pe România e greu. În urmă cu vreo 17-18 ani de zile, un om de afaceri din America, foarte bogat, a făcut niște donații în câteva săptămâni de zile care au speriat America. 600 de milioane de dolari, peste 600 de milioane de dolari, omul ăsta a donat. A donat la spitale, la biserici, la tot felul de centre de reabilitare, la Teen Challenge, știu, foarte mult. Acum, fiind o sumă foarte mare de bani, dintr-o dată donată, în statul la New Jersey, care nu e foarte mare în America, s-au sesizat cei de la FISC, de la IRS și au intrat pe linie să vadă, bă, cine a făcut donația asta? S-au trezit, imaginați-vă o biserică dintr-o dată cu 1 milion de dolari în cont, peste noapte, de unde? S-au trezit un spital cu 5 milioane de dolari, s-au trezit o universitate cu 10 milioane de dolari dintr-o dată în buget, cu donație. S-au trezit centre de reabilitare cu 5 milioane, 7 milioane de dolari peste noapte și a fost așa un frământ și a venit un donatorul misterios. Filantropul misterios. Cine este? Și a fost o întreagă campanie de presă să vadă, bă, cine e ăsta, mă, care o donat ăsta bani? 600 de milioane de dolari sub formă de donație anonimă în câteva săptămâni de zile. În cele din urmă, s-a ajuns la omul care făcuse donația aceasta. Un om în vârstă, trecut de 70 de ani. La un moment dat s-a trezit în fața casei lui cu o duzină de jurnaliști. Toți erau curioși să-l vadă pe donatorul misterios. Nu mai era misterios, că de fapt descoperi cine era. Și unul care a ajuns primul cu microfonul acolo în dreptul lui a zis: Domnule, de ce ați donat 600 de milioane de dolari? Care-i scopul? Și omul ăsta a dat o replică care a rămas celebră. Și ce a zis? Și atât a zis, nu a zis mai mult de atât. Nimeni nu poate purta în același timp două perechi de pantofi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, God bless you, have a nice day. Și-a plecat și în veac nu mai vorbi cu presa. Nimeni nu poate purta în același timp două perechi de pantofi. Simplu. Am destul, dar sunt alții care n-au. Eu am o pereche, dar mai am încă 5 și mai pot să le dau și la alții, că nu le pot purta toate deodată. Pe cune ar vrea, dacă ar putea să conducă simultan toate mașinile din garaj, să facă un fel de trenuleț cu ele.
dar nu se poate. Pentru că în fund și la urma urmei, la asta rămâne. Concluzii, dragii mei. Mulțumirea este să-ți dorești ceea ce ai și nu să ai tot ce-ți dorești. Mulțumirea este să ai, să-ți dorești ceea ce ai deja și nu să ai tot ce-ți dorești. Pentru că în Evrei 3 cu 15, spune mulțumiți-vă cu ce aveți. O altă concluzie. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, ascultă-mă, nu o să fii fericit niciodată cu ceea ce îți dorești. Dacă nu ești mulțumit cu Loganul pe care îl ai, nu o să fii mulțumit nici cu Mercedesul sau cu BMW-ul când o să-l ai. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, nu o să fii niciodată fericit cu ceea ce îți dorești. Și o a treia concluzie în această seară, adevărata fericire, dragii mei, nu este să ai de toate. Adevărata fericire este să fii mulțumit cu tot ceea ce ai. Asta e adevărata fericire. Și atunci, fă diferența dintre nevoie și moft, nu te mai compara cu alții, rămâi credincios indiferent de circumstanțe, caută și folosul altora, nu doar folosul tău. Cu ceva timp în urmă, un pilot de la compania American Airlines, cea mai mare companie din lume, capitan de navă de nu știu câți ani de zile, cu salari de tesperii, 20 și ceva de mii de dolari pe lună, plus prime, zbura, avea un zbor, pare mi se, de la Chicago la San Francisco și a trecut la un moment dat peste, deasupra statului California. Și la un moment dat, în timp ce era acolo el cu pilotul și cu inginerul tehnic aeronavei, la un moment dat îi zice copilotului, uită-te acolo, zice, uită lacul Tahoe, e un lac mare din California, uită-te la lacul ăsta. Wow, zice. Știi ceva, îi zice copilotului, aici am crescut, pe malul lacului ăsta am crescut. Și zice copilotul, dar ce făceai când erai mic? În fiecare zi, zice, în fiecare zi veneam aici la lac, aruncam cu pietre în lac și mă uitam pe cer. Și mă uitam după avioane, pentru că de mic mi-am dorit să devin pilot. Zice, mă uitam de pe malul lacului, mă uitam spre cer, vedeam cerul brăzdat de avioane și îmi doream să ajung pilot de avion, să zbor cu avionul. Și acum, zice copilotul, căpitane, felicitări, visul tău ți-a împlinit, American Dream, ți-a împlinit visul. Mersi. Zice, nu ești mulțumit că străiești visul? Știi care e visul meu de vreo 10 ani? Care? De 10 ani. Știi ce visez? Visez la ziua când nu o să mai zbor și că o să mă duc înapoi pe malul lacului și o să arunc cu pietre. De 10 ani numai asta îmi doresc. Abia aștept să ies la pensie. Lord de rut apă. Știți că așa suntem și noi? Doamne, vreau acolo, vreau sus, Doamne, vreau. Și când ești, Doamne, știi ce, mă? Nu mă poți duce înapoi acolo unde am fost. Nu o să vă mint să vă spun că n-au fost momente când mi-am dorit, visam să fiu păstor. Mai ales la ITP, toți. Imaginați-vă vreo 80 de studenți la teologie în fiecare dimineață la capelă. Doamne, vrem biserici, vrem slujire, vrem cărți să scriem, vrem acolo campanii de Reinhard Bonnke să fie copil mic pe lângă noi, ce o să facem noi. Visam, ne proroceam unii la alții ce lucrări o să facem. Doream, visam cu ochii deschiși să fac lucrarea lui Dumnezeu. Mai sunt momente când îi zic Domnului, Doamne, știi ce fain era în facultate? Știi ce fain era în facultate când n-aveam responsabilități? Știi ce fain era, Doamne, n-ai putea da timpul înapoi până în 2005 să stau acolo în bibliotecă să citesc, să n-am nicio responsabilitate pastorală? Să nu trebuiască să mă frământ 2-3 nopți, să nu dorm de fel când în joc sufletul unui om și în funcție de ce sfat o să-i dau va merge pe o direcție bună sau nu și în același timp voi fi responsabil de viața lui. Știți? E greu până și lui Dumnezeu să ne înțeleagă câteodată. Atâta suntem de ciudați uneori. Atâta suntem, credeți-mă, azi vrem, mâine nu vrem, nici nu mai știm ce vrem. Dar Apostolul Pavel zice, vrei să fii mulțumit?
Dragii mei, ne spune un om care stă în temniță în Roma, e adevărat că avea regim semideschis pe vremea aia, că puteau să-l viziteze unii și alții. Stă Pavel în temniță și spune, Pavel, știi? Sunt bogat. N-apar în torpul Forbes, dar-s bogat. Și știi ceva? M-am deprins să fiu mulțumit. Știu să trăiesc și cu 5.000 de euro pe lună, știu să trăiesc și cu 500 și cu 50 dacă trebuie. Nimic din toate lucrurile acestea nu mă pot dobori. Știi de ce? Pentru că eu am o constanță. Pentru că eu îl slujesc pe Hristos, pentru că eu mă raportez la Hristos și El nu se schimbă. De aceea știu, te lupți cu frustrări, te lupți cu comparațiile cu alții, te uiți la hainele lor, te uiți la mașinile lor, la casele lor, la partenerii lor, la succesul lor, la pozele lor, la zâmbetul lor, ți se par oamenii perfecți, ți se par că ea cei mai tari. De multe ori invidiem ceea ce nici măcar n-avem habar, credeți-mă. Am fost la un moment dat undeva într-o familie și mi-a zis, eram acolo într-o familie, ceva discuții, frate, zice ea, sora, frate, zice, numai noi nu ne înțelegem, la noi, zice, numai scandal, numai tot ceartă, numai, și zice, mă, la frații ăștia, de la biserică, uite de lângă noi, ce fain să înțeleg, mă, n-ai auzit o vorbă de la ei, ăștia, zice, numai să iubești și să fericiți. Eu am fost cu vreo două săptămâni înainte și la el alții. Nu puteam să spun nimic de acolo, să dau din casa lor, în casa lor ăștia. Dar am zis, soră, au termopane bune, să știi. Termopanele lor sunt foarte, n-auzi nimic de acolo. La care el, către soție, înțelege acum. Nu știu dacă înțeles. Oameni buni, uneori, habar n-avem ce invidiem. Nu te mai compara cu alții, uită-te la Hristos. Acum, vreau să facem ceva. Nu să vă ridic în picioare. V-ați așteptat la asta? M-am ținut destul. Știi ce vreau să faci? Acolo unde ești, în bancă, închide ochii, pleacă-ți capul și gândește-te puțin. Gândește-te puțin la cât de binecuvântat ești. E mulțumit lui Dumnezeu în toată inima săptămâna asta pentru oamenii care sunt în viața ta? Când ai mulțumit ultima dată pentru soția ta? E adevărat că poate uneori are gura mare, dar gătește extraordinar de bine. Poate copiii tăi nu învață cel mai bine la școală, dar au frică de Dumnezeu. Ei mulțumit lui Dumnezeu serios pentru ei ultima dată. Când a fost ultima dată? Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru locul tău de muncă? Da, Doamne, de la 8:30. Da, Doamne, tăi în Horeca. Doamne, da, știu. De ai mulțumit lui Dumnezeu pentru el. Știi că sunt alții care și-ar dori să muncească și nu pot? Știi că trăiești într-o țară binecuvântată în care ai ce să mănânci, ai cu ce să te îmbraci și în plus de asta poți să-ți mai permiți și alte lucruri? Zilele acestea vorbeam cu un prieten care este în Madagascar și mi-a dat niște imagini despre, mi-a arătat din centru, din capitala țării acestea, sărăcie, luce. Cât ai de gând să fii tot frustrat și nerecunoscător și să bombănești că n-ai suficient de mult, că nu e ca alții, că nu ești ca alții? Dumnezeu în această zi spune, știi ceva? Tocmai de aia nu te pot binecuvânta. Pentru că ești frustrat. Pentru că ești nerecunoscător. Pentru că dacă o să-ți dau mai mult, nu o să apreciez. Dacă ceea ce ți-am dat nu apreciez, nu o să apreciez nici ceea ce vreau să-ți dau mai mult. Dumnezeu în această zi stă de vorbă cu tine și vrea să fii recunoscător și Dumnezeu vrea să te vindești de nemulțumiri și vrea să fii mult mai recunoscător pentru oamenii din viața ta, pentru binecuvântările din viața ta, pentru resursele din viața ta și pentru tot ce ți-a dat. De la El ai primit, de la El ai. Mulțumește Domnului pentru viață,
Mulțumește-i Domnului pentru sănătatea și dacă e mai scârție, e acolo. Mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat și pentru tot ceea ce face în viața ta. Mulțumește lui Dumnezeu că El ți-a dat și ți-a dat cu mână largă. Mulțumește lui Dumnezeu că s-a îngrijit de nevoile tale. Știi? Vreau să-i mulțumești lui Dumnezeu astăzi pentru ceva ce n-ai avut putere poate până acum să o faci. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce nu ți-a dat și ai cerut. Că dacă ți-ar fi dat, ai fi fost un om distrus astăzi. Ai cerut, dar habar n-ai avut ce ai cerut. Dumnezeu știe de ce nu te-a promovat. Pentru că dacă erai în postura aia, în postul ăla astăzi, în jobul ăla, erai pierdut spiritual. Nu ai fi făcut față presiunii, ai fi clacat, ai fi cedat. Dumnezeu știe de ce de 10 ani ești tot acolo. El știe de ce. Mulțumește lui Dumnezeu, ascultă-mă, chiar și pentru ce nu ți-a dat. Pentru că dacă ai fi primit, ai fi fost un om distrus astăzi. Mulțumește lui Dumnezeu că nu a îngăduit să te căsătorești cu persoana aia. Că dacă era cea pe care tu te-ai gândit că este potrivită, ai fi avut poate o viață distrusă astăzi. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că nu ți-a ascultat rugăciunile în care poate îi cereai cu disperare să pleci, să pleci în America, să-ți pună viză, credeai că va fi o viață mai bună. Am întâlnit în America mulți oameni a căror vis american e un coșmar. Dumnezeu știe de ce te vrea aici, Dumnezeu știe ce are de lucru cu tine. Încă nu-ți poate spune tot ce va face cu tine, pentru că ai pierde poate uneori simțul realității. Dar ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine îți va da și nimeni nu-ți poate lua. Stai de vorbă cu Dumnezeu astăzi și mulțumește lui Dumnezeu. Pentru numele lui Iisus Hristos, vindecă de frustrare, de invidie, de comparații nepotrivite. Știi? Fă diferența dintre nevoi și moft. Nu te mai compara cu nimeni. Ascultă-mă bine. Muncește, să poți să ai și ce să dai la alții. Nu te gândi numai la tine. Nu opri totul numai în dreptul tău. Înțelege că trebuie să fii constant în credință, indiferent de circumstanțele prin care treci. Și când ai și când nu ai, Dumnezeu este același. Eu sunt cel ce sunt. Și când nu am, El este cel ce este. Binecuvântat fie numele Lui.